Angela Băcanu Vladimirescu este ultima descendentă a familiei lui Tudor Vladimirescu. Femeia ajunsă la vârsta de 71 de ani a fost până la ieșirea la pensie ghid turistic pentru casa în care s-a născut marele conducător al Revoluției de la 1821, devenită ulterior monument istoric. Femeia se mândrește că duce acest nume de valoare în ziua de azi și ani de zile a avut grijă de căminul străbunului său. De la Ion Vladimirescu e Constantin Vladimirescu, Tudor Vladimirescu. Și pe urmă venim noi, strănepoți. Cum este să portați acest nume mai departe? Ne mândrim cu numele lui Tudor. Aveți grijă și de casa în care Da, avem grijă și de casă, da. Eu am ieșit la pensie acum. Despre locul în care ar fi îngropate osemintele lui Tudor Vladimirescu nu se știe nimic nici în ziua de azi. S-au creat în schimb mai multe legende. Se spune că Tudor Vladimirescu ar fi fost ucis mișelește în puterea nopții la Târgoviște, iar trupul său ar fi fost aruncat într-o fântână. Scena odioasă a fost prinsă în paginile de istorie ale românilor. O altă legendă nescrisă povestește despre Tudor Vladimirescu că ar fi murit de bătrânețe la Mănăstirea Tismana. Aici, la începutul mișcării pandurilor, acesta a folosit zidurile mănăstirii pentru a ține piept ispravnicilor din plășile Olteniei. Cu toate că nu există date despre locul în care s-ar odihni Tudor Vladimirescu, urmașa familiei Vladimirescu și-ar dori să poată aprinde o lumânare la mormântul străbunului său. Da, ne-am dorit, cum să nu. Ar fi mai aproape, da. Da. Dacă nu se poate, crede că nu se poate așa ceva. Mănăstirea Tismana a devenit un loc extrem de important pentru soarta românilor. Aici, conform datelor existente în analele mănăstirii, Tudor Vladimirescu a organizat o bază de pregătire pentru mișcarea revoluționară de la 1821.